Dacă nu știți ce să faceți în timpul liber din acest weekend, vă venim noi în ajutor cu câteva sugestii. Nu de alta, dar este păcat să nu ne bucurăm cu toții de zilele și nopțile plăcute de toamnă din acest weekend, mai ales că nu se anunță niciun strop de ploaie. În această noapte, Colegiul Național Decebal din Deva va fi gazda celui mai captivant eveniment al toamnei, Noaptea Cercetătorilor Europeni. Evenimentul se va desfășura și la Hunedoara, la Facultatea de Inginerie din municipiu, precum și la Petrila, la Biblioteca Orășenească Gheorghe Itu din localitate. Din această seară și până duminică 1 octombrie, zilele recoltei cu muzică, bucate tradiționale și multă voie bună în piața cetății din Deva. Târgul este deschis zilnic între orele 9 și 22 pe toată durata evenimentului. Finalul de săptămână în Hunedoara aparține folclorului autentic. Hunedorenii sunt așteptați la un spectacol memorabil alături de ansamblul folcloric Hațegana, sâmbătă 30 septembrie de la ora 18 la Casa de Cultură din Hunedoara. Intrarea este liberă. Duminică 1 octombrie la Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva, stand-up comedy cu Micuțu, Geo Adrian și George Dumitru, Vremuri de restriște, de la ora 19 și al doilea spectacol de la ora 21. Cei care și-au propus să viziteze Castelul Corvinilor din Hunedoara trebuie să fie atenți, pentru că începând de luni 2 octombrie, Muzeul Castelul Corvinilor trece la programul de iarnă. Deci până în primăvara viitoare, vizitarea monumentului se va face între orele 9 și 17. Iar pentru microbiști, luni 2 octombrie de la ora 16, Corvinul va juca pe teren propriu cu CS Mioveni.